Salut! Astăzi aș vrea să vorbim despre gustări. Care sunt avantajele gustărilor și de ce vă recomand oricare dintre aceste 4 variante? În primul rând, de ce un baton? Pentru că se găsește ușor în comerț, se transportă cu ușurință și mai mult ne oferă o combinație optimă de micro- și macronutrienți. Dar de ce sunt importante aceste gustări? Corpul nostru tinde în permanență să-și mențină un nivel constant al glucozei din sânge, iar în acest fel, pentru a preveni stările de hipoglicemie în care acesta intră la aproximativ 2-3 ore după masă principală, e recomandat să avem o gustare, prevenind totodată și excesul de la masa următoare. Azi am ales să vă prezint 4 batoane de la 4 firme diferite. La ce trebuie să fim atenți când alegem un astfel de baton? În primul rând, trebuie să citim cu atenție lista de ingrediente a produsului și să ne asigurăm în acest fel că el nu conține nici zahăr, nici făină, nici uleiuri vegetale și niciun alt ingredient menit să dilueze produsul și în acest fel să-i scadă calitatea. Un alt aspect important la care trebuie să fim atenți este valoarea energetică a produsului. O gustare ar trebui să se situeze undeva între 5, maxim 10% din necesarul caloric zilnic. Asta înseamnă că la un meniu de 2000 de kilocalorii nu ar trebui să depășească 200 de kilocalorii această gustare. Și în plus, ar fi foarte bine ca aceasta să fie reprezentată fie de legume, fructe, nuci, semințe, în stare crudă, bineînțeles, fie de o combinație a acestora. Încă un motiv în plus pentru care recomand aceste batoane este modalitatea lor de prelucrare. Acestea sunt prelucrate la rece. Asta înseamnă că sunt crude și păstrează atât vitaminele hidrosolubile, cât și enzimele ingredientelor din care sunt alcătuite. Și nu în ultimul rând, acestea sunt și ecologice. Prezintă o certificare ecologică. Combinația dintre fructe și nuci sau semințe este, din punctul meu de vedere, ideală pentru o gustare, deoarece favorizează atât eliberarea cât și absorbția lentă a glucozei din fructe. Așadar, alegeți să consumați 2 până la maxim 3 gustări pe zi, prevenind astfel excesul de la mesele principale și totodată supraponderea și obezitatea, însă alegeți inteligent și sănătos.